Let's go, fiți atenți, urmează să scoată Rava acum intro-ul la album, se numește Lucifer intro-ul, care bănuiesc că este și numele albumului, nu? Abonatul zilei este The Shadow, abonează-te și dacă vrei să apare în următorul videoclip. Sunt curios ce urmează să scoată Rava, n-a mai scos un album de foarte, foarte mult timp, a dat EP-ul ăla pe care l-a dat în iarnă acum, pe 27, EP-ul pe care l-a dat și la Urbanist, dar sunt foarte, foarte curios de album pentru că toată lumea așteaptă chestia asta. Sunt curios ce o să se întâmple, o să fie detronat Slayer, nu o să fie detronat Slayer, sunt foarte, foarte curios de chestia asta pentru că vă dați seama că ăla este picul din punctul meu de vedere în moment de față în industria trap și în industria de muzică urbană în România. Sunt curios ce o să facă cu albumul ăsta. Rava, ne dai vreun feed, ne dai ceva? Părere, beef, Drake, Kendrick, nu mă bag că nu mă pricep, chat. Nu mă pricep. N-am înțeles melodiile. Nu mă pricep. A intrat în modul YouTube. Bune, da, păi asta a fost. Să fie mai bun decât Ștefan 4, asta... Sunt curios, n-am ascultat albumul Ștefan 4, am reușit să ascult, cred că jumate din el nu l-am ascultat niciodată cap-coadă și la Oscar de obicei sunt povești, gen toate albumele încearcă să facă niște povești. Îl sugruma Drake pe Kendrick, îl sugruma cu altceva Drake pe Kendrick. Delia Efici 4226 Amulia Steca. Ok. Da, Delia, ok, stai că mi-a zis și mie, știi că mi-a zis în interviu că urmează un feat cu Delia. Sunt curios dacă s-a legat feat-ul cu Delia. Haide, 15 secunde, hai să-i dăm, îl facem mare frumos. În 15 secunde îi dăm să vedem piesă ce a făcut. Let's go. Uite-și pe Giovanni. Ia vezi că e îmbrăcat ca tine. Ia vezi care mic tricou de pe tine. Te pup, Eddie. Am ricos în picioare și la mână cartier. Am uzit la pulă, dacă poți și tu la fel. Am o țigancă. Bă, dar nu e, e aceeași locație la care a filmat și 9-11 ultima piesă cumva? Are 9-11 acum ultima piesă fix, cred că în aceeași locație. Cred, sunt șanse să mă înșel. Citație îmbrăcată în Lafayette. Nu mă mai droghez, dar lumea îmi zice Lucifer. Șampanie. În spital mi-am dat seama nimeni nu e lângă mine și lângă sufletul meu. Sunt Lucifer, dar m-a rugat la Dumnezeu. A demonstrat că nu e vorba de talent. Doar ascultă-n vocea, pizdă-te de deciment. Am urcat pe pula mea mereu. Ce nu m-a prins niciodată cât a fost de greu. Hala, hala, te voi ști că te fută rama. Hala, nu-mi răba, mă apucă, mă. Bine pe flow aici, bine pe flow, Rava, bine. Clip. Ce? Dacă e mating clip. E mating clip? Nu, întreabă cineva. Cred că zice de Bidner, că Bidner seamănă cu mating. Sau Armin. Ha? Sau, Armin. Hai, da, și Armin seamănă. Bine până aici, ia să vedem. Mai am tiki să la hala, 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 hala. Termină cu smardoială, pa, pa, hala, hala. Că după se schimbă foaia. Sunt țigafă, sunt țigafă, sunt țigafă. Oh shit, dar scurt! Păi intră la album. Cât de scurt! E tare! Ia, stați un pic chat că vreau să mai uit o dată. Vreau să mai vedem o dată, o secundă. Iar apare Bruha. Sunt șanse să fie Bruha 100% pe album, adică eu cred că e Bruha pe album. Ia, s-a terminat asta, reușim să-l vedem. Are 2 minute, ok. Da, uite ce zice și lumea în chat, fix chestia aia cu suțigan, fă, o să fie pe tot TikTok, aia o să fie fix pe TikTok. O să fie primul trend, îl face Mario. Ce pe Mario cu suțigan, fă. Da, ok. Ok. Clap.
cât a slăbit. E tare video, dar nu-mi place colorizarea. Nu știu de ce, nu-mi place colorizarea. Nu mă dă pe spate colorizarea, gen. Intro-urile sunt scurte de obicei. Da, da, de obicei intro-urile astea, bă, sunt gen intro de la Bulibașa, no joke, este fenomenal și merita să fie și mai lung și sunt multe albume unde e chestia asta, știi? Eu sunt curios cum o să fie albumul ăsta, dacă Rava a abordat vreo chestie nouă sau ce? Citește ce a scris Iulie. E mai mult ca să prindă aia cu sun țigan, fă. Ce colorizare, mi se pare un pic, uite, vedeți cum mi se pare fața lui Ravi aici? Nu știu, nu mi se pare, mi se pare ciudat mie, poate sunt eu nebun, poate asta a fost filmul, gen. Un țigan, fă, Nike Tech plus Jordan 4, Red Thunder, Air Force One, Mid Black, pă bune, gen, acolo, ăla-i vibe-ul, gen. Da, cadrele astea cum sunt, da, cadrele astea, bă, locația asta este absolut... Este absolut incredibilă, vă jur, gen, absolut incredibilă, nu știu unde dracu e locația asta, dar arată absolut superb, e retro vibes, da. Colorizarea ok, deci ăla zici tu că-i vibe-ul, Eddie? În picioare și la mână. Și toate păpușelele alea le-ai văzut? Nu. N-ai văzut? Stai. Uite astea. Uite cum sunt astea, bă, astea sunt, bă, fix copilăria aia, gen, la bunici, la țară, în dulapuri, gen. La mână, cartier, am uzit la pulă, dacă poți și tu la fel, am o țigancă stă și tace îmbrăcată în Lafayette. Nu mă mai drogez, dar lumea-mi zice Lucifer. Da, ce diferență între Rava de atunci și Rava de acum, gen. Bă, și toată lumea, imaginați-vă chat, că toată lumea și de fiecare dată când fac clipurile de acum cu Rava, și dacă vă uitați la primul meu outfit, ce cu Rava, nu, How Much Is Your Outfit, pe care l-am făcut la Untold în 2022, și vă uitați la ce se întâmplă acum, să vedeți diferențe, frate, de-aia vezi la aici. Treabă. Nu știu ce-s pantalonii ăștia. Ăsta ce, ăsta e hoodie-ul ăla, cred că. Nu cred. Cred că e hoodie-ul ăla, ia stai. Eu cred că ăla e. Rava e noul merch nebun pe care îl faci cu Trutul Solu. Ăsta e dacă mai ești aici. Păi a zis, a zis. Da, a zis. Da, a zis el la mine. Ce nu s-a anunțat? Nu s-a anunțat nimic. Dacă omul a zis că face merch. Ok. După piesele astea iar scot ăștia ricurile de la naftalină, ziceți voi. Și geaca asta e tare, ok. Bă, uite cadrul ăsta, deci îmi place rău, dobre. Ia vede. Du-te, mă, oh, shit, ok. Marșu, pe ăsta nu l-am văzut prima oară, ok. E tare rău de tot. Dacă e prins pe televizor, ok. Totul ca totul. Ce curare aia. Eu n-am văzut nimic. A? În astea s-au machiat. Uite, ăsta e vodă, nu? Asta de aici e vodă. Nu știu. Ăla e vodă. Nu, nu, ăla e vodă. Uite-l pe vodă. Da, uite-l aici. Ok. Pârni. Ok. Ok. Nu, nu, mă uitam, gen, cine e. Așa o să-mi atârne și mie picioarele curând. Du-te, n-ai bine, Nata, încetează cu prostiile astea, încetează. Tare rău ăsta. Face maxim. Dar mă așteptam, gen, nu mă așteptam la asta de la Rava, gen. De ce? La chestia asta, mă așteptam la ceva mult, gen, să fie albumul foarte dark, adică... Da, da, eu zic, zona asta nu e, e mult mai, nu e chiar așa nișată, ca mare parte din muzica lui Rava. Aruncam cu bani și cu șampanie. În spital mi-am dat seama, nimeni nu e lângă mine și lângă sufletul meu. Sunt Lucifer, dar m-a rugat la Dumnezeu. A demonstrat că nu e vorba. Ce e pe ăsta? Ce, bă, zona aia cu sun țigan, fă, mi se pare altfel, nu știu de ce. Mai melodioasă. Da, e mult mai gen, nu e așa nișată ca aici, da, zona asta, da. Asta cu hola, ia, yeah, hola, ia, yeah. Îmi place rău de tot cum face trecerea asta aici. Gen, fii atent, stai, așteaptă. Stai, cam eram pe mood, bună piesă, respect Rava, te știu de când mi-e bully gagica, ce nebun ești, Nata. Termină cu smardoială, hala, hala, că după se schimbă foaia. Avem ceva lăsat pe aici cu data, cu ceva oare?
E pe undeva lăsat ceva? Bă, e în fața ta. Da, ta? Wow, shit! Oh, shit! Eu acum am înțeles! Eu acum am înțeles! Wow! Deci a anunțat și data, înseamnă, nu? Eu așa cred, nu știu, nu vreau să vorbesc. De 24 acolo, gen. Real e 24 ăla. Și tu mă întrebi, e ceva? Păi n-am văzut, gen, eu voiam să mă uit că n-am văzut, nu mi-am dat seama. Wow, ok. Da, îmi pare. 24 mai. Wow. Gata, avem și confirmarea. 24, avem și confirmarea, s-a anunțat 24 mai lansarea albumului lui Rava. Bănuiesc că la 12 noaptea probabil, nu? Sau nu avem nicio oră, 12, 11, ceva, zi, ora ta de naștere? Dar când e, cum se numește, 24? Confirmed. Ce s-a confirmat, Ravizval? Data. Nu mai avem nimic aici. Dar tu poți să te uiți la un ecran cu o dată și să... Deci îți jur că să mor eu de-am văzut, mă, vă jur. Dar tu poți să-și chestia asta. Jur, jur, jur pe familia mea. Ce-i fițe, frate, nu, dacă știu, vorbește numai aberații? Stai un pic, fii atent, te duci, te calmezi. Te întorci în 10 minute, marci. Ia, auzi, Rava, întreabă lumea câte piese sunt. Avem ceva? Da, a spus la story acum câteva zile. Da, câte? 15, cred. 15 piese? Chat, cum vi s-a părut piesa? Ziceți repede, cum vi s-a părut piesa? Eu nu mă pricep la modul, gen, eu nu am, cultura mea muzicală nu este chiar el acolo, are real, gen, muzicală, da, urechea mea muzicală este dezastru, gen. Una. Urechea e problema. S-o asculti în RX7, NFS, 15 piese, ok, deci 15 piese albumul. Ok. Olo! Da, tare, tare. Bravo. Chiar e W. Chiar e W, momentan, sunt curios ce o să fie tot albumul. Gen, sunt curios dacă o să fie peste Bulibașa, în primul rând. Chiar sunt foarte, foarte curios. Rava aici n-am cum să-l întreb pe el dacă o să fie peste Bulibașa, că părerea lui automat este că e peste Bulibașa, dar eu sunt curios de părerea oamenilor care o să-l asculte. În asta sunt curios, de cum o să perceapă lumea albumul ăsta față de ce album a scos Rava primului album, când a scos Bulibașa, și vă jur că a fost ceva... La modul wow, gen, wow, 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 gen, ca și numere și așa mai departe. Eu care n-am fost cel mai mare fan Rava din prima, gen, deloc, adică inițial n-am fost unul dintre cei mai mari fan Rava, fan, propriu zis, să-mi placă muzica și, bă, sincer, Bulibașa a fost altceva, real. Da, real, chiar nu-și plăcea. Da, gen, real, nu-mi plăcea, gen, nu, de gen, nu-mi plăcea, chiar nu, am avut o perioadă în care nu-mi plăcea, dar albumul, într-adevăr, și vă jur, nu știu, albumul mi-a plăcut, chiar mi-a plăcut albumul. Big up, sunt curios ce o să iasă cu albumul ăsta.